Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit la un vernisaj inedit. Art Galerie în Mercerie. Cum mi-a venit această idee? Aproape toți știți că de prin 2015 am început să fac expoziții artiștilor plastici care mai puțin au șansa de a fi expuși în Brașov, deoarece în Brașov sunt puține locuri de expunere, chiar foarte puține. Și atunci am căutat zone neconvenționale pentru a-i prezenta. Nu le expun acum pe toate, pentru că unele sunt foarte trăznite și poate le vom relua. Au fost foarte frumoase la vremea lor. Tot ce pot să vă spun, că aceasta este expoziția cu numărul 9. Este al 9-lea artist la care îi fac o asemenea expoziție. Și cum a pornit totul? Eu croșetând, am intrat în mercerie. Ba să iau un fir pufos de fulgi, ba să mai stăm de vorbă și încet, încet mi-a arătat doamna Peti ce pictează. Eu cum? Pictați? Deci, bun, croșetat știam, tricotat știam, face niște lucruri senzaționale, dar de la croșetat și tricotat până la pictat este un pas destul de mare. Și trebuie să vă spun că ceea ce vedeți aici este doar o mică parte din ceea ce a lucrat și din ceea ce știe să facă. Spațiul e destul de generos, dar am decis să mergem pe o singură tehnică pentru a nu încărca expoziția. Și mulțumesc foarte mult și doamnei patroane acestei mercerii. Noi suntem acum în Merceria Georgette, pe calea București, numărul 44. Spațiul este superb și ne-a lăsat să ne facem de cap. Dacă vreți să o cunoașteți mai mult, o las să vă spună câteva cuvinte despre cum a pornit pe acest drum, pentru că n-a pornit nici ieri, nici alaltăieri. Are foarte mulți ani în urmă. Și puțin povestea. Da. Vreau să mă prezint în fața celor care nu mă cunosc. Mă cheamă Georgeta Stănculescu. Beti este un pseudonim care l-am ales ca să mă reprezinte ceea ce îmi place să fac. Pseudonimul l-am ales când eram în liceu pentru că trebuia să fie ceva răsunător. Simțeam nevoia că trebuie să fie ceva în raport cu sufletul meu. Sufletul meu spunea că Beti este semnătura care mă reprezintă. Ceea ce vedeți aici, până aici am făcut foarte multe. Am desenat cu penița, am desenat cu cărbune, am desenat cu tempera, am desenat, cum zicea și doamna, cu pasta de dinți. Deci când eram noi pe vremea aceea, nu erau atâtea posibilități. Cu penița am făcut cu tuș și peniță în liceu. Erau niște tehnici foarte, deci tehnica punctului, un element din cele 10 care sunt expuse și în tablourile care le vedeți. În tablourile în care le vedeți, eu am folosit foarte mult liniile curbe. Deci liniile sunt un al doilea element al desenului, care zic eu că sunt cele mai reprezentative. Liniile despart anumite zone, le segmentează, le distribuie și în felul ăsta le și combină ca să fie plăcute ochiului. Eu zic că ceea ce ați văzut până aici place ca și culoare, ca și perspectivă și un joc de lumini și umbre. Am zis că culorile complementare iară sunt cele care le-am folosit. Și arta asta decorativă am, cum să zic, aprofundat-o când am făcut post-liceala de design vestimentar. Acolo am făcut un modul de pictură, istoria artelor, unde am putut să învăț mai mult din puținul care l-am acumulat în liceu de artă, pentru că atunci când am terminat clasa 8-a s-a desființat liceul de artă și s-au făcut toate liceele industriale. A fost o dezamăgire totală pentru mine, care simțeam că ăsta va fi drumul meu, deși până acum n-am avut nicio expoziție. Am simțit întotdeauna, cum să zic eu, nevoia să arăt celor din jur ceea ce pot eu.
ceea ce îmi place mie, adică să se bucure și cei care sunt lângă mine de ceea ce pot face eu. Am folosit arta asta decorativă pentru că am simțit că asta mă reprezintă. Am unele desene care le făceam în timpul orelor când erau mai plictisitoare și după ele m-am inspirat și le-am transpus în arta decorativă, în ceea ce se vede. Multe dintre ele sunt mai noi și sunt sub altă formă gândite. Ceea ce îmi pare cel mai rău și cel mai rău, că nu sunt făcute, la lumina naturală și din cauza asta sunt multe imperfecțiuni care eu le știu, dar probabil că dumneavoastră nu o să le vedeți chiar toate. Și o să treceți cu vederea peste ele. Eu vă mulțumesc tare mult că ați venit. Sunt foarte fericită că magazinul Georgetta a găzduit expoziția mea. E, cum să zic, o încununare a tuturor lucrurilor care le-am făcut până acum. Acum, în deceniul 6, peste 2 luni, fac 60 de ani și mă gândeam că voi face ceva ca să rămână pentru eternitate acum, măcar acum, când intru în vârsta a treia și sper să mai fac și de acum încolo, poate și la 70 de ani. Sub o altă manieră sau cam tot așa. Dar mie îmi place ceea ce fac. Arta decorativă simt că mă reprezintă, simt că e ceva din sufletul meu, simt că e ceva care mă completează, mă introduce acolo în poveste, pentru că fiecare dintre ce ați văzut, dintre tablourile care le-am expus, reprezintă o poveste și povestea asta e din sufletul meu. Am folosit echerul și florarul, am florar de foarte multe mari, multe dimensiuni. Tot ce vedeți aici nu erau așa cum sunt, dacă nu m-a ajutat soțul meu. Deci el mi le-a înrămat, el mi le-a așezat. Am făcut felicitări, 150 de felicitări pe care le-am vândut cel mai mult în alte țări, pentru că românii nu au apreciat. Deci nicio felicitare n-a fost identică cu cealaltă. Deci 150 de felicitări diferite. Pictate. Felicitări, da, pictate. Puse pe carton A4 îndoit și pe lung și pe lat. Și pe ele puse exact ca niște tablouri. Au fost foarte apreciată de cei străini, dar aici, din păcate, foarte puțin am văzut. Eu spun mereu că de noi, de fiecare depinde, ca să educăm puțin brașovenii, da, să cunoască arta, să vadă ce înseamnă. Pentru că noi toți mai sunt aici printre noi, artiști amatori. Fiecare facem câte ceva, facem din suflet și ne place. Da. Și mă bucur că v-am ales pentru expoziția numărul 9 artiștilor plastici. Și eu mă bucur. Vreau puțin să vă spun ce au însemnat celelalte expoziții și unde au ajuns cei cărora le-au făcut expoziții. Prima expoziție a fost a unei fetițe, era în clasa a 6-a. Acum a terminat liceul de artă și merge mai departe pe artă. Următoarea expoziție a fost a unui domn care lucra în creion. Din păcate nu mai este printre noi. Un artist desăvârșit, care tot așa nu a reușit să aibă expoziție, deși ajunsese la vârsta noastră, ca să spunem. Am mai făcut expoziție unui tânăr care acum a terminat un master în arte plastice. Ce pot să vă spun? Toți oamenii pe care am ales, i-am ales cu sufletul. Nu mă pricep la artă și recunosc asta, nu mă pricep la pictură, poate de asta îmi și place atât de mult, pentru că nu sunt talentată în așa ceva. Și atunci alegerea artiștilor o fac cu sufletul, nu o fac ca un critic de artă. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru încredere, vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit în număr atât de mare, nu mă gândeam că vom încăpea toți aici și declar expoziția Art Galerie Mercerie deschisă. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc!